Hudinașilor, astăzi o să colectăm corpul Max Infinite. Așadar, să nu uitați să rupeți butonașul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările și trebuie să rămâneți până la final pentru că o să fie super amuzant. Așadar, hai să mergem acum să vedem contul lui Max Infinite. Cred că așa se numea și mergem aici la People să vedem dacă îl găsim. Da, el ar trebui să fie. Bun. Și avem nevoie de corpul de boi, din ce văd aici. Deci mâna e de boi, ok, și mâna asta alaltă e de boi, piciorul e de boi, bun. Până și partea de mijloc, adică gen pieptanul, este tot de boi. După care desigur avem nevoie de părul acesta. Sper să-l mai pot lua, bro. Nu știu dacă l-am avut vreodată, ia să vedem. Sper să-l am, frate, băi. De ce se încarcă așa de greu? Unde e părul? Ce se întâmplă cu Roblox-ul ăsta, bro? Ia stai, dacă dau aici la cele cumpărate și dau înapoi la creații, nu mi-apare nimic aici. Bun, atunci hai să facem în felul următor. Mergem aici și probabil că pe undeva pe aici ar trebui să fie părul, nu? Da, uite, avem aici părul. Băi, avem părul! Wow, ce bine! Și am luat părul acesta. Bun, după care, nu mi l-a pus? Ba da, aici mi l-a pus, însă nu s-a actualizat acolo. Ok, deci Roblox-ul e nebunatic rău de tot astăzi, dar nu ne lăsăm noi. Mergem din nou să îl căutăm pe Max și dăm aici la People, după care hai să vedem ce mai are. Mai avea ceva pe aici, aia pelerina. Oare cât costă pelerina asta? 125 de Robux. Și o să dau suport direct. După care ne întoarcem înapoi, dăm pe caracterul lui iarăși. Bun, și ce ne mai trebuie? Ia să vedem. Mai avem nevoie de pantaloni ăștia cu pisica, deci văd că sunt niște pantaloni gen cu bluză. Ai pijama, bro! Băi, era pijama, ok, și scrie aici pijamaua, pisica, miau, miau, costă 5 Robux, o luăm, o punem direct pe noi. Așa, bun, acum mai luăm și bluza. Ia, bluza o am, cred că o am deja. Stai așa să vedem. A, nu mi-o arată, deci trebuie să mă duc eu aici la haine, trebuie să mă duc la tricouri, nu aici, la shirts, pardon, și da, am bluza. Și cred că am tot corpul, mai îmi trebuie doar fața, dar nu știu ce față avea, ia stai să vedem. Dăm așa, să căutăm iară, bun, dăm la people și avea fața aceasta, sper să o pot lua. Fața probabil că e la final, nu? Da, uite aici fața, bun. Și fața asta o am gen? Sau e gratis? Bă, nu mi-apare fața asta. What? Hai să mergem puțin aici. Cred că e asta, nu? Cred că asta este fața. Nu știu dacă se numește așa. Hai să mai mergem încă o dată să vedem. Dar seamănă. E posibil să fie asta fața. Hai să mai căutăm o dată, mergem la people din nou. După care ne uităm așa, dar pare să fie aceeași față. Nu știu că se mișcă. Însă, poate scrie aici numele măcar. Da, asta era. Asta era, bro. Ia stai să dau înapoi, să mai vedem o dată. Mergem la fețe, desigur. Așa, bun, da, asta era. Dar nu știu dacă era animat. În fine, nu contează, e aceeași față. Și hai să mergem acum pe minigame. Minigame-ul se numește Collect the Body. Și hai să intrăm ca să colectăm corpul Max Infinite. Și am rămas desigur doar cu căpățâna. E tot ce mi-a mai rămas. Scoatem ăsta de pe ecran și ăsta, bun. Și hai să vedem cât de repede o să reușim să găsim corpul. Văd ceva aici. Era un pieptan de bacon. Și am găsit o mână. Bă, nu știu a cui e mâna asta, dar măcar am nevoie de o mână.
Să merg într-o mână măcar. Wow, ce tare. Și stai așa că am mai găsit și un picior. E piciorul lui Max, oare? Bă, da. What? Deci nu pot să cred, bro, deja am găsit un picior. Mamă, deci am găsit piciorul drept. Și am mai găsit un picior? Stai, ce? Băi, am găsit ambele picioare pe bune. Deci nu pot să cred asta, frate. Wow, le-am găsit foarte, foarte repede picioarele. Hai să mai căutăm și restul chestiilor. Ia, deci am o mână și două picioare, dar nu am corp. Băi, zic eu că arată destul de interesant, nu? Să-mi scrieți acolo în comentarii. Dar arată cam tare. Unde sunt restul chestiilor? Băi, cred că mi-am văzut corpul. Dă-mi corpul înapoi. Unde pleci cu corpul meu? Mi-am găsit corpul, bro. Mamă, tipul ăsta fuge cu corpul meu. Ok, mi-am pregătit pomnul. Îi dau bucata. I-am dat bucata la tipul aia? Nu, frate. Am vrut să-i dau bucata la tipul ăsta. Oare pot să-mi iau corpul înapoi? Dă-mi corpul înapoi. Am cooldown, însă nu o să te iert dacă nu-mi dai corpul înapoi. Iop. Și? Apăs pe toate alea, bro, dar nu pot să-i scot corpul. De ce? Nu mă lasă să-i scot corpul. Dă-mi corpul înapoi. Unde fugi cu corpul meu? Oh my god. Deci nu vrea să-mi dea corpul. Trebuie să-i mai dau o bucată. Bă, nu las așa. Îi mai dau o bucată. Dă-mi corpul înapoi. E corpul meu, frate. Nu pot să-l prind. Mamă, și el e la distanță prea mare de mine, bro. Ok. Stai așa că-i dau o jucuială pe aici. Bă, dar ce aleargă nebunaticul. Stai pe loc și dă-mi corpul. S-a urcat pe copac. Deci nu pot să cred asta. S-a urcat pe copac și fuge. Se ascunde sub copac. Pe bune, bro. Ia. Hopa. Stai așa. Bă, dar nu pot să-i iau din chestii. Tot apăs acolo. Normal trebuie să apeși acolo și poți să-i dai jos din chestii, dar nu pot să iau nimica. Nu înțeleg de ce. Cred că trebuie să-i dau mai multe bucăți, oare? Habar n-am. Am dat pe lângă, iară. Vino aici și dă-mi corpul înapoi. Am nevoie de corpul meu, bro. Ia. I-am furat un picior. Ok. Dar nu voiam să-i fur piciorul. De ce am putut să-i fur ceva? Îi fur picioarele? Serios, bro? Pe bune, nu vreau să-i fur picioarele. Vreau pieptanul înapoi. Dă-mi pieptanul, bro. Cum iau pieptul, bro? Trebuie să apăs acolo pe stil? Sau nu-mi dau seama care-i treaba? Sau poate când e pe jos? Sau poate nu pot să fur pieptul? Cum ar fi? Poate efectiv nu merge. Bă, uite-l, mă, ce fuge. Cum iau corpul înapoi, bro? Ia. Am dat pe stil. Deci tot apăs pe stil, dar nu pot să iau nimica. Ceea ce e destul de ciudat. Deci îmi trebuie corpul înapoi. That is... Stai așa. Is my body. Deci trebuie să-i spun că este corpul meu. Deci am nevoie de corp. Dă-mi corpul înapoi, frate. Dar nu pot, uite. Pot să dau pe mâini. Deci nu pot efectiv să iau. Deci nu pot să iau partea asta din mijloc. Am înțeles. What? Frate. Deci efectiv nu merge să îi iau partea din mijloc. O să-i mai dau o bucată. Măcar iau picioarele. Dacă nu-mi dă corpul înapoi, dă-mi corpul înapoi, bro. Uite. Bă, da, gata, am reușit. Băi, în sfârșit, am reușit, nu pot să cred. Wow, deci am corpul Max Infinite, dar mai am nevoie de două mâini. Fiu, cât m-am chinuit. Credeam că nu o să-l mai iau niciodată, dar până la urmă chiar am reușit, bro. Și unde ar fi mâinile? Nici nu știu, cred că mă duc să stau la plajă. Mă pot așeza pe șezlonge aici? No, nu mă pot așeza pe șezlonge. Ia să vedem cum arată cu mâna asta. Ok, cred că arată mai bine cu mâna asta. Sincer să fiu.
Unde ar fi mâinile? Deci mai am nevoie de încă două mâini pe care trebuie neapărat să le găsesc. Ia, verificăm. Hopa, pe bude. Deci deja am găsit încă o mână. Frate, chiar e insane că le-am găsit așa repede pe toate. Deci mai îmi trebuie doar o singură mână. Și cum ar fi ca tot băiatul ăla să găsească și mâna cealaltă? Mamă, oricum de n-am alergat după el. Hai să vedem ultima mână, ultima mână. Prima dată o să mă duc în partea asta de aici. Sau am văzut-o acolo? Cred că am văzut-o, bro. Cred că am văzut-o. Oh, nu, dar vine tornada. E tornada acolo. Cred că e mâna mea. Deci, cred că e mâna mea asta. Da, seamănă cu mâna mea. Ia să vedem. Da, deci am reușit să găsesc tot corpul Max Infinit foarte, foarte repede. Trebuie să am grijă la tornadă să nu mă prindă. Bro, deci a fost foarte, foarte easy să găsesc corpul Max Infinit. Mamă, nici nu prea m-am chinuit. Nu știu de ce nu se deschide gura gen la caracter. Trebuia să se deschidă gura, adică era față din aia dinamică gen. Probabil nu ne lasă minigame-ul și a murit. Dar m-a dat cu corpul înapoi. Oh, no. Am rămas fără corp iară. Deci când am reușit și eu să găsesc corpul, am murit și am pierdut totul, efectiv. Dar stai puțin, cred că pot să mă duc să le colectez înapoi de acolo. Cineva îmi fură din chestii. Cineva mi-a furat o mână. Băi, dă-mi-le înapoi, frate. Băi. Deci nu pot să cred asta. Nu pot să cred asta că mi-a luat toate chestiile. Ok. Trebuie să le recuperez acum pe toate. Vino aici, mărlade, unde fugi? Baconule, față de bacon ăsta mi-a luat tot, bro. Ia vezi. Ia vezi ce fuge. Ia uite-l. Ia, unde te duci? Unde te duci față de bacon? Vino înapoi, tu care mi-ai luat toate astea. Ia stai. Iau și mâna asta la altă. Deci trebuie să-i dau câte o bucată și pot să iau câte o chestie gen. Oh my god, deci mi-a luat tot corpul. Vino aici, băi, față de bacon. Ia, ce fuge. Vino aici. Băi, era fain dacă puteam să iau mai multe chestii deodată. Și uneori nu merge să iei nimica. Deci pieptanul nu pot să-l iau. Hopa, acum aproape că a mers. S-am apăsat și... e băguit, bro. Cred că nu te lasă tot timpul să iei. Stai așa, deci mai am nevoie de un picior și de pieptan de la el. Mamă, deci nu pot să cred. A scăpat? Am dat pe lângă, frate. Ia, se duce în apă. Ia, uite-te și tu la el. Uite-te și tu la el ce face. Se scufundă aici ca să nu pot să mai iau corpul. Stai așa că îl urmăresc. Așa, bun. Și... vreau să fur ceva, dăm ceva, orice. Bă, nu, n-am putut să fur nimica. Deci am apăsat acolo și n-am putut să fur nimica. Ia, hopa. Acum poate. Deci nu merge tot timpul să fur. Uite-te și tu. Am apăsat și nu a picat absolut nimica. Și am apăsat în continuu. Bă, bro, deci nu pot să cred. Stai pe loc și dăm toate alea. Măcar poate iese la suprafață. Unde fugi cu toate chestiile mele? Vino aici, băi, baconule. Vino aici. Am încercat să-i dau bucata și am dat pe lângă. Din nou. Ce sare. Băi, deci intenționat mi-a furat totul. Vino aici, cap de bacon. I-am dat bucata, bun. Și, hopa, am reușit să iau asta, bun. Dar, hopa, a ieșit. Oh my god, deci nu-mi vine să cred. Mi-am recuperat totul din nou. Și era să mă prindă tornada. Dar măcar am toate membrele recuperate. Cam acesta a fost episodul, hudinașilor. Neapărat rupeți acolo butonașul de like. Să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Și era să rămân fără corp. Dar mi-am recuperat totul. Pa, pa!